Bună dimineața, iubitor, de flori, de frumos, de natură! Astăzi am să vă prezint gutuiul japonez. Gutuiul japonez este un arbust ornamental decorativ prin frunze, flori și fructe. Frunzele sunt în nuanțe de verde, florile sunt în nuanțe de un roșu vibrant, alb, roz, chiar portocaliu. Au un parfum plăcut, înfloresc primăvara. Știați că florile gutului japonez pot rezista chiar și 20 de zile înflorite? fructul este sub forma unei gutui delicioase, sănătoase. Ce trebuie să mai știm despre gutuiul japonez este că îl putem cultiva în propriile grădini, dar ne vom bucura de el și în parcuri ca arbust ornamental decorativ. Să știți că nu este deloc pretențios ca și arbust ornamental decorativ, rezistă la secetă, la ger, dar adoră și umbra în același timp, tot că preferă lumina, soarele, căldura, dar semi-umbra în general. Știați că gutuiul japonez se mulțește prin semințe, dar și prin buta? Dacă vreți să vă bucurați de un astfel de arbust ornamental decorativ chiar la voi acasă, în propriile grădini, vă recomand să vă cultivați, dar să și îngrijiți corespunzător, arbustul numit Gutuiul Japonez. Să veți o zi minunată, colorată și!